Bine ați venit, dragii mei berbeci, la citirea voastră pentru săptămâna 2-8 mai. Menționez faptul că citirea este valabilă atât pentru cei din zodia berbec, cât și pentru cei care aveți luna, ascendentul, nodul nord sau orice altă legătură cu acest semn zodiacal. Iar pentru cei care vă doriți o citire cu mai multe detalii, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal. Am lăsat un link în descriere și în primul comentariu pentru cei interesați. Haideți să vedem un mesaj din partea oracolului pentru voi. Mesajul este o lună nouă în balanță care vă transmite următorul mesaj. E bine să știți că sunteți iubiți. Cineva vă iubește, cineva vă respectă. Poate fi o săptămână în care pentru berbec se intensifică foarte mult relația cu persoanele apropiate vouă. Puteți să aveți mai multe drumuri scurte de făcut, puteți intra în contact cu mulți prieteni, cu multe persoane apropiate vouă, vecini, rude și așa mai departe. Simt că pentru voi, nu știu, este un moment în care se cere să fiți conștienți de faptul că sunteți apreciați, să fiți conștienți de faptul că sunteți iubiți. Iar unii berbeci pot primi astfel de semne din partea persoanelor dragi vouă. Haideți să vedem și câteva mesaje pentru voi. Acestea sunt mesajele pentru berbec, sunt multe, dar le voi lua pe toate în considerare. Primul mesaj, o bucurie mare de care o să aveți parte și avem aici luna iulie. Nu știu de ce, dar mi-a venit în minte ideea de iubire, iubire din partea celorlalți, de focul pasiunii. Puteți avea legătură cu zodia leu sau cu zodia rac. Wow, chiar aveți zodia leu aici foarte puternică. Pentru unii puteți avea legătură sau nu cu această zodie. Și leul pentru voi reprezintă o casă a iubirii, a creativității, a proiectelor, cine știe. Berbecii au ocazia acum să spună lucrurilor pe nume. Apoi aveți mesajul petrecere, amiciție, vă pot veni persoane în vizită sau puteți să fiți invitați la o petrecere, la o celebrare. Apoi aveți mesajul ascuns, poate într-un cadru mai ascuns, mai discret. Apoi aveți lună, cine știe, la o vreme de seară, la lumina lunii. Și iarăși să știți că voi aveți o sensibilitate aparte în această perioadă de care e bine să profitați. Da? E bine să fiți atenți la semnele care apar în jurul vostru, la visele pe care le aveți. Apoi aveți mesajul trecut, poate intrați în contact cu o persoană din trecut. Apoi aveți boală, da? Adică o problemă de sănătate sau poate fi, știu eu, o problemă într-o relație. Aflați de cineva care are o problemă. Poate o persoană din familie. Apoi aveți ziua de luni, foarte puternică. Ziua de luni este guvernată de lună, deci poate aveți iarăși de-a face cu zodia rac, foarte puternic, poate familia voastră, casa voastră sau o femeie importantă. Un noroc mare pe care îl puteți avea, dar mi se transmite aici că acest noroc poate veni chiar din intuiția voastră, din faptul că puteți fi avertizați de către divinitate, de către univers și puteți să fiți ajutați să depășiți mai ușor anumite situații. Apoi, te dorește cineva, deci berbecii sunt doriți în această săptămână, aveți luna aprilie foarte importantă pentru voi, puteți avea legătură cu zodia Taur sau cu un alt berbec, nu știu.
Apoi, ceva o să vă mire pe voi în această săptămână. Mai aveți mesajul trezirea sufletului și posibil ca berbecii să reușească să vadă așa dincolo de planul fizic în această săptămână, să vi se aprindă așa un beculeț în minte, să se facă deodată claritate mare în jurul vostru. Și ultimul mesaj pentru berbec este roșcat, roșcată, o persoană care are părul roșu sau o nuanță de roșu. Poate sunteți voi, nu știu. Și aveți inițiala R pentru unii. Foarte frumos. Dragii mei berbeci, continuăm citirea. Haideți să vedem și mesajele cărților de tarot pentru voi. Să analizăm situația dintre voi și o anumită persoană sau relația dintre voi și ceilalți, la modul general vorbind. Și a început citirea. Între voi și ceilalți, pajul de spade. Cineva este curios, curioasă. În mintea voastră, spânzuratul. Ce simțiți voi? 8 de monede. La baza manifestărilor, regina de spade. În exterior, faetonul. Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți? 6 de monede. Ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți? 9 de spade. Iar energia generală pentru berbec este 2 de cupe. Berbecii pot afla informații importante referitoare la o relație, la un contract, la o asociere. Unii dintre voi poate aveți ocazia să găsiți o soluție pentru a ieși dintr-un blocaj. Însă, văd aici o situație care se maturizează. Poate o relație, un contract, o asociere, poate fi o prietenie, o relație de dragoste, ceva se maturizează aici la voi. Și aveți o persoană ori mai în vârstă, ori o persoană care este specialistă pe un anumit domeniu și care vă poate ajuta enorm de mult. Doiul de cupe mai reprezintă un suflet pereche. Pajul de spade, multă curiozitate, ori voi sunteți cu ochii pe cineva, ori cineva este foarte interesat de voi. Este ceva ce ține de un drum, de o instituție, în unele cazuri, sau de o decizie importantă pe care voi e nevoie să o luați. Parcă vreți să cunoașteți mai bine o persoană sau o situație și în mintea voastră este spânzuratul, care este energia peștilor în tarot. Deci, cred că unii berbeci, nu știu, ori pe de-o parte vreți să socializați, pe de altă parte sunteți blocați, încă mai aveți planete pe casa 12-a și vă spuneam că este un moment oportun pentru voi să mai reanalizați lucrurile. Poate vi se cere în această perioadă să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă și anume să dați un pas în spate și să vă puneți puțin în locul celelalte persoane sau să încercați să analizați situația cât de obiectiv puteți voi. Poate fi o problemă profesională, o problemă care ține de o persoană mai îndepărtată de voi, dar e ca și cum vă simțiți blocați. Însă, repet, foarte ușor puteți să ieșiți dacă sunteți dispuși să vă schimbați părerea despre o persoană, despre un domeniu, despre cineva anume, dacă sunteți dispuși să acționați într-un mod diferit. Apoi avem 8-ul de monede în inima voastră. Ori vreți să reparați o relație, să reluați o legătură, alți berbeci sunteți concentrați pe a lucra la ceva special pentru inima voastră. Veți de lucru în casă, renovați, faceți curățenie. Sau alți berbeci, știu eu, pentru că aveți aici 6 de monede care vine cu ideea aceasta de a împărți bani, de a lua un împrumut, de a clarifica anumite elemente. Parcă stați puțin așa voi cu voi și încercați să mai reanalizați, să reparați ceva. Vreți să reparați ceva aici. La baza manifestărilor voastre aveți regina de spade. Cred că berbecii încep să se impună altfel în viața celorlalți, parcă începeți să vă respectați mai mult, începeți să fiți puțin mai reci, așa cum spuneam, începeți să fiți puțin mai obiectivi. Poate în unele cazuri
o femeie mai detașată, mai rece, mai dificilă, o persoană care este înțeleaptă, care are niște tabieturi foarte bine puse la punct, poate fi o persoană intelectuală care se ocupă cu actele în unele cazuri și care are un rol foarte important. Dar eu simt aici că berbecii își cam schimbă așa gândirea începând cu această săptămână. Vă cam schimbați părerea despre o persoană, despre ceva anume. Parcă aveți totul așa pus la punct, parcă dați un pas în spate pentru a vă rezolva anumite probleme și faceți foarte bine pentru că aveți și susținere. În exterior aveți faietonul sau carul care vine cu o provocare pentru cineva sau cu niște vești care apar de la drum în unele cazuri. Iarăși, faietonul vine cu acea energie de a te împărți într-un mod egal între minte și inimă, de a fi cât se poate de obiectiv, pentru că altfel te răstori. Cine știe, niște planuri pe care cineva și le face pentru anul viitor în jurul vostru. Iarăși, puteți primi niște bani de la drum sau să rezolvați ceva. Văd un stres aici a cuiva. Nu cred că e vorba de stresul vostru. Apoi aveți 6 de monede. Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți? Parcă cineva tot încearcă aici să vă liniștească. Puteți primi niște bani în unele cazuri. Poate un cadou, cine știe. Cineva posibil să vă ceară niște bani împrumut sau voi să luați un împrumut. Am spus pentru casă, pentru familie, pentru un prieten. Ceva faceți voi aici. Parcă trebuie să împărțiți bani într-un mod egal. Însă văd și o persoană care o să încerce pe cât posibil să vă mulțumească. Apoi aveți aici 9 de spade. Parcă auziți de cineva care are de dat niște bani și vă stresează și pe voi așa pe de-o parte, dar nu sunteți direct implicați, adică nu prea are legătură cu voi. 9 de spade aici poate reprezenta un stres de la locul de muncă sau auziți de o situație care este destul de stresantă și este mai îndepărtată de voi din punct de vedere fizic sau energetic. Cineva se gândește intens la voi. Chiar îngrijorați pe anumite persoane, mai ales că nu vă văd foarte comunicativ, v-am spus în această săptămână. Interesant. În continuare vreau să clarific toate aceste mesaje cu acest tarot, iar pentru cei care sunteți interesați, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal. Această calitate de membru vă asigură acces la toate citirile bonus pentru toate semnele zodiacale, pentru citirile care apar în fiecare săptămână, în fiecare lună. Aveți acces și la toate filmările pentru anul 2022, la citirile bonus, dar și la citirile pentru această primăvară. Adică de la sfârșitul lunii martie până la sfârșitul lunii iunie. Așa că, dragi berbeci, dacă sunteți interesați, vă aștept cu drag să vă alăturați canalului, vă îmbrățișez, vă doresc o săptămână frumoasă în care să reușiți să vedeți lucrurile mai clar și în care să fiți deschiși să acționați într-un mod diferit, pentru că v-ar fi de foarte mare folos.